După un tipar anume, festivalul se organizează în fiecare an cu o temă specifică. Acum s-a pornit cu alaiul de nuntă, spre scena plasată lângă terenul de sport. Ne vom duce la casa miresei, luăm mireasa și de aici ne ducem la scenă. După care ne colonăm, ne oprim în față la primărie, se face un tradițional joc. Am de plecat de la casa maicii mele, anul despărțesc cu jale, de la casa tatii meu, anul despărțesc cu greu. Te sărut, măicuță dulce, să mă lași să mă poduce. Eu, măicuță, te-aș ruga, dacă ți-am greșit ceva, să faci bine, mă ierta. Mulțumesc cu ție, tată, că ți-am fost fecior și fată. Și de ți-am greșit vreodată, tu fă bine și mă iartă. Acasă nu e plăcut, acasă nu e Alaiul a avut și rolul de a chema lumea la evenimentul cultural care a urmat. La ora 12 a început spectacolul folcloric, nu înainte ca organizatorii sau oficialitățile să ia cuvântul. Mândru răsună de aseară în câmpia transilvană cetera lui Ielu, așa cum era odată, că îi târg la Sânt Petru. Târgul de Sânt Petru sau târgul Sânt Petrului, doamnelor și domnilor, mă bucur că ne adunăm chiar și sub auspiciile acestea unei vremi care nu promite foarte mult, dar sunt convins că prin muzică și prin gândurile acelea bune pe care le adunăm de fiecare dată în acest loc, că suntem împreună, o să reușim să facem în așa fel încât ziua de astăzi să fie una așa cum doriți dumneavoastră și așa cum cel de sus a pregătit-o pentru noi. De Sfântul Petru în Sfânt Petru de Câmpie este sărbătoare. Nimic nu se compară cu bucuria pe care ne oferă reîntoarcerea la rădăcini, la locurile pe care le-am văzut prima dată când am deschis ochii și care ne oferă atâta energie și forță. Încercăm astăzi să refacem acele legături pe care le avem cu moșii și strămoșii noștri și să ducem mai departe aceste legături spre nepoții noștri, pentru ca astfel locuitorii din comuna Sfânt Petru de Câmpie să își asigure continuitatea din punct de vedere cultural. Ne bucurăm foarte mult că am ajuns la această ediție, cum spunea domnul primar, că suntem la început, dar totuși cred că am depășit începutul dacă am ajuns la cea de-a treia ediție. Eu vă mulțumesc mult. Nu pot să o lungesc prea mult pentru că, după ceea ce a spus domnul primar, cred că sunteți de acord și dumneavoastră cu mine. Am reușit cu brio, zic eu, să ajungem la această ediție. Vreau cu un îndemn de a fi mai buni, să știm să ne bucurăm de cei frumoși și cei bine. Chiar dacă un pic plouă aici, nu putem să nu vedem pe dealuri recolte frumoase, oameni bine, frumos îmbrăcați în costume populare, oameni buni, oameni cu calități. Și atunci, aproape de primari, de liderii noștri, putem să fim mai puternici în ceea ce avem de făcut. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră pentru prima oară astăzi, la cea de-a treia ediție a Festivalului Obiceiuri și Tradiții în Sfânt Petru de Câmpie. Mă bucur că există oameni care au avut această inițiativă de a începe acest festival, de a-l continua. Am nădejdea că prin generațiile tinere acest festival va merge mai departe. Printre multele surprize ale organizatorilor s-au numărat și acordarea 3 diplome de onoare, dar și cântecul Jocul și Voia Bună. Spectacolul i-a ținut cu sufletul la gură pe cei prezenți la eveniment. Ai dat numai
bănau, pe nimic mare șalaiela. Pătrânețan, ușă-n pate, șaiela, mă, da, eu mă duc mai departe, șalaiela, mă. Fiecare comunitate din comună a fost invitată să-și prezinte specificul local, în ceea ce înseamnă portul popular, mâncarea sau așezarea. Mă numesc Maria Suciachi, reprezint satul nou, comuna Sânt Petru de Câmpie. Ne bucurăm că la vârsta de 65 de ani am ajuns ca să, oricum, să păstrăm tradiția noastră a comunii Sânt Petru de Câmpie. Reprezentăm satul Dâmbu, comuna Sânt Petru. Am umblat de ani buni cu festivalul cu dansurile populare. Cântarea României pe vremuri. Da, cu cântarea României pe vremuri și reprezentăm comuna Sânt Petru de Câmpie. Eu am un an și zi 80 și așa cum lucrez. Așa. Lucru și acum la cătrințe și la cos și la mașină, eu le cos și la mașină, eu le cos și cu mâna. Și când îmbraci costumul popular, da. Cum te simți? Păi, cum mă chemă? Mă îmbrac în pole, în cămașe, în cătrință și laibăr, că așa se zice la noi, laibăr. Avem un costum popular care are o vechime de peste 100 de ani și un costum care în 1918 a participat la unire în Alba Iulia. Așa, costumul acesta are peste 100 de ani. Și poalele sunt vechi, sunt tăiate și cusute, toate poalele făcute cu mâna. Și fiindcă este o zi foarte importantă, și acum două zile s-a sărbătorit ziua drapelului, avem un colț unde drapelul nostru predomină în colțișorul nostru. Că ne este drag întotdeauna, că și bunica, să știți dumneavoastră, când era o sărbătoare, întotdeauna bunica scotea din lada ei tricolorul. În satul alegoric și-au prezentat tradițiile, obiceiurile, familia Rusu, unii dintre organizatori, satul Tușinu, Sânt Georgiu de Câmpie, Sânt Petru de Câmpie, satul Nou și Dâmbu. Toate obiectele expuse la Casa Rusu, zestrea, costumele, aparțin familiei. De asemenea, familia Rusu a luat parte la un joc specific zonei. Festivalul tradițiilor și obiceiurilor din comuna Sânt Petru de Câmpie a ajuns la ediția 3-a. Televiziunea Târgu Mureș îi felicită pe organizatori, pe locuitorii comunei și așteaptă deja ediția cu numărul 4. Și dacă tot veni vorba de astfel de evenimente, trebuie să știți că la Sânt Petru de Câmpie se organizează târgurile tradiționale în perioada 10-15 iulie.